Ediția din acest an a Festivalului Concurs Național de Interpretare Vocală Drăgan Muntean s-a dovedit a fi una de excepție, ce a adus la oaltă aproape 50 de tineri talentați din întreaga țară. Au fost două zile pline de emoții, dar și bucurie, iar la final, marele premiu al concursului, trofeul Drăgan Muntean, a fost înmânat unei tinere interprete din Olt, în timp ce locul întâi a fost obținut de tânărul hunedorean Vlad Lință. Un festival care în acest an parcă a avut o încărcătură aparte, pentru că acești tineri care au venit din aproape toate colțurile țării au venit foarte bine pregătiți și cu dorința de a-și pune în portofoliul premiilor lor și un premiu din Festivalul Concurs Drăgan Muntean. Reușim astfel să așezăm acest festival în rândul festivalurilor apreciate în țară, a festivalurilor concurs apreciate, pentru că nu o spunem noi, o spun tinerii concurenți, o spun specialiștii din jurul care vin în fiecare an și care de fiecare dată cu siguranță fac anumite comparații. Bucuria este plăcută pentru mine, pentru că de fiecare dată ne întâlnim aici la Festivalul Concurs Drăgan Muntean cu concurenți care vin să participe și să câștige un trofeu important pentru ceea ce înseamnă cariera lor muzicală. Și în acest an am avut voci frumoase, voci pe care vreau să le felicit pentru tot ceea ce au reușit. Vreau să felicit câștigătoarea trofeului Concurs Drăgan Muntean, este vorba despre Valentina Oprea, o voce minunată din județul Olt, dar nu pot să închei decât întorcându-mă în județul Hunedoara și felicitându-i pe cei doi concurenți, Ana Teodora Anuțoiu din Ținutul Pădurenilor și Vlad Lință, care reprezintă Țara Moților din comuna Vața de Jos. La ediția de anul acesta de aici, de la Deva, a Festivalului Drăgan Muntean, s-a observat acest fapt că tinerii vin exact cum trebuie să se prezinte la un festival de notorietate acestuia. Înseamnă că sunt conștienți de faptul că trebuie să caute în lada de zestre să vină cu un repertoriu valoros. Ei știu că noi întotdeauna notăm nu doar acurateța intonațională, precizia ritmică, prezența scenică, dicția, respirația, frazarea și câte și mai câte alte criterii avem noi membrii jurului în vedere. Dar prețuim în mod cu totul deosebit pe acei concurenți care vin cu piese culese din satele de unde se trag ei, din zonele folclorice din care provin. Noi, hunedorenii, trebuie să fim mândri că l-am avut pe Drăgan Munteanu. Și ori de câte ori se organizează acest festival concurs Drăgan Munteanu, parcă simțim spiritul Drăgan Munteanu. Ori de câte ori se organizează la Poienița Voinii spectacolul în memoria lui Drăgan Munteanu, nu există să nu-l ai în suflet pe Drăgan Munteanu. Trebuie să facem orice, să-i păstrăm memoria vie și să ne rugăm lui Dumnezeu să-l odihnească în pace acolo unde este. Eu am încercat ca în acest concurs, dar și în această seară, să arăt publicului și celor de acasă că într-adevăr am meritat acest premiu. Și am încercat să fac cât de bine am putut eu. Dar sti fete ne iubi, precum știu a povesti, ar fi tăt lapte și miere, nu s-ar mai sfă dintre ele. Și pot să simt în afară de emoții foarte mari și simt multă recunoștință pentru juriu și pentru publicul de vean care m-a aplaudat și m-a susținut și care mă susține mereu. Vreau să dedic acest premiu tuturor hunedorenilor și tuturor celor care împreună cu mine trăiesc în Țara Moților și vreau să spun că pentru mine Țara Moților e suflet, e cântec și e tot ce simt în fiecare zi. Cum v-ați simțit? Excepțional, ca de fiecare dată. Cum vi s-a părut spectacolul? De foarte înaltă calitate.
cum ne așteptam de, ca de obicei. Cum v-ați simțit în această seară? Cuvintele sunt mici și puține pentru starea pe care am avut-o. Festivalul are continuitate, festivalul are calitate și participare. Foarte frumos! S-o mai ține tot așa. Ați fost și aseară? Da, și mulțumim și organizatorilor. Prea frumos a fost. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut, pentru că pe lângă aplauze și încurajări am primit mesaje frumoase de la oameni, de la iubitorii de folclor. Închei spunând ca de fiecare dată că mulțumiri, mari mulțumiri trebuie să adresăm finanțatorului principal, pentru că fără finanțare aceste evenimente nu pot ieși sau nu pot ieși la un anumit nivel pe care ni-l dorim, și vorbim despre Consiliul Județean Hunedoara, instituția care ne patronează, tuturor oamenilor, tuturor colegilor din această instituție și în mod special președintelui Laurențiu Nistor, de asemenea pentru forța cu care s-a implicat și a fost alături de noi.